Teatru la microfon. Dimitrie Cantemir. Sunt Ion Neculce, cronicarul. Am povestit în letopisețul țării Moldovei pe multe file domnia și faptele lui Dimitrie Cantemir, pe care noi îl dezmierdam zicându-i Dumitrașcu Vodă. Și aici doresc a înfățișa, încă și mai cu amănuntul, întâmplările din cele 240 de zile de domnie a lui. Fiindu-i eu vel spătar și hatman și sfetnic de taină, am cunoscut bine oamenii și toate întâmplările. Drept aceea vă încredințez că nimica nu scornesc, ci numai adevăr spun, așa precum am văzut și trăit și eu și Vodă și toți ceilalți boieri și slujitori care vor intra și se vor înșira în povestirea de față. După ce a domnit întâia oară doar 3 săptămâni, în anul 1693, când s-a stins din viață părintele său, Constantin Vodă Cantemir, Dumitrașcu a stat mai mult la Istanbul, ca reprezentant al fratelui său, Antioh Vodă Cantemir, în cele domnii ale lui. Aici a învățat filozofie, istorie, fizică, medicină, geografie și multe limbi, latina, greacă, rusa, italiana, franceză și chiar araba și persană. A scris cărți însemnate, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea, Istoria Imperiului Otoman și o carte despre muzica turcească. Tot acolo s-a pregătit să scrie o istorie a poporului român, o descriere a Moldovei și o scriere cu tâlc intitulată Istoria Hieroglifică, pe care nu arăta fiecui. Prieten fiindu eu încă din tinerețe, soț de jocuri, de zbenguială, de vânători, de glume și șotii, de petreceri cu vin bun, mi-a citit și mie părți din această carte, unde a înfățișat lupta lui cu viclenia, răutatea, pisma, prostia și lăcomia multora și mai cu seamă a ruseteștilor, în frunte cu bătrânul Șiretul și lacomul de averi Iordache Vistierul Ruset, care prin feciorii lui, trăitori mai mult în Istanbul, multe zile amare făcutu i-au, cercând de câteva ori chiar să-l omoare. Atât l-a omărât și ponegrit încât o vreme Dimitrie a stat ascuns la prietenul lui Feriol, ambasadorul Franței la Istanbul. În acea vreme a sărăcit așa de tare încât a trebuit să dea lecții copiilor de turci ori greci bogați ca să aibă cu ce cumpăra hrană pentru copii. Dar împăcându-se cu Vodă Brâncoveanu, domn în țara românească, a căpătat înapoi o parte din averile soției sale, doamna Casandra, și a construit o frumoasă casă pe țărmul Bosforului. Aici a scris cărți și a sfătuit cu mulți prieteni creștini și musulmani, între care strălucesc ambasadorul Franței și al Rusiei, cu care stă acum de vorbă. Dacă privesc pe fereastră, îmi dau seama că aici e cel mai frumos și mai plăcut loc ce-și poate dori cineva. Cine l-a ales? Șerban Vodă Cantacuzino, socru meu. Aici un strămoș al meu, împărat al Bizanțului, a fost decapitat odată cu unul dintre stegarii lui. De aceea oamenii au zis acestui loc dealul stegarului. Tata l-a ales anume ca să-i amintească de acea grea, desnădăjduită, dar eroică luptă cu cotropitorii. Interesant. Îmbinați amintirile istorice cu splendoarea peisajului și vă dedicați prințe studiului științei, poeziei, artei, muzicii. N-am avut nici când condiții așa de bune. Și caut să le folosesc din plin. De 5 luni de când am terminat casa asta, învață și scrie într-una. Dacă doarme 4 ceasuri pe noapte. Ați învățat persana și araba. Tălmăcesc ușor din cei mai buni poeți persani. Tata grăia adesea despre refacerea Bizanțului și în taină lucra pentru asta, îndemnând creștinătatea să-l ajute a scoate de sub otomane aceste minunate locuri. În 1683 a luat parte la sediul Vienii. Da, în tabăra lui Cara Mustafa. Dar ca să-i ajute pe creștini, a încărcat tunurile cu paie în loc de ghiulele, așa că n-a făcut nicio stricăciune zidurilor Vienei. Poporul român are nevoie de un mare și inimos conducător
ci de ajutor ca să se elibereze. Și de unde îi poate veni acest ajutor? Ne-am încredințat că austriecii schimbă stăpânirea otomană cu a lor. Au zis că dacă alungă pe otomani din Ungaria, o lasă liberă, dar iată o țin subjugată. V-au supus și Transilvania. Țarul Petru, stăpânul meu, e singurul monarh care ar putea ajuta popoarele de la Dunăre să-și capete libertatea. Da, e adevărat că Imperiul Otoman este un stat învechit, obosit, rost de toate viciile, dar... Oprește-te, prințe, că, după câte știu, ai mulți și buni prieteni printre otomani. Da, da, am. Vin acuș, Ferari Hasan Pașa și Cerchez Mehmet. Dar ei cunosc bine slăbiciunile și răutățile împărățiilor. Ne sfătuim adesea cum să o scăpăm de primejdii. Și vă încredințez că, în ciuda acestor slăbiciuni, Imperiul Sultanului este încă foarte puternic. Prințe Dimitrie, da, te rog ajută-mă să cunosc mai adânc starea Imperiului Otoman și starea popoarelor de la Dunăre. A, bucuros, asta doresc și eu. În acel moment am intrat eu și m-am prezentat. Sunt Ion Neculce, mare spătar al lui Antioh Vodă, care trimite sănătate fratelui său, Dumitrașcu Vodă. Mă bucur că te văd! Ioane, dar ce vânt te aduce? Ce se mai întâmplă prin Moldova? Pot agrăi aici? Da, sunt prietenii mei buni, domnul Feriol, ambasadorul Franței, și domnul Tolstoi, ambasadorul Rusiei. Foarte bucuros. Dar aduc o veste rea. A murit lupul Bogdan, hatmanul, cumnatul măriei tale. A, păcat... Om de mare credință și foarte priceput în treburile domniei. Dar ce a avut, că era tânăr? Se crede că l-au trăvit Iordache Ruset. Ucigașul. Ce om am pierdut, cap întreg, sfetnic înțelept. Știam că Antioh Vodă urăște minciuna și strâmbătate, iubește adevărul și dreptate, dar văd că rusetești i-au răsucit și stricat firea cea bună. Iar acum pune biruri mari strivitoare. I-am trimis sfat să-i îndepărteze pe rusetești. De ce n-a ascultat sfatul? E adevărat că l-a închis pe vistierul Iordache, dar l-a slobozit îndată ce a plătit 10 pungi și a jurat credință. Aha. De aceea scarlatache rusetul, veica dracului. După ce o vreme m-a ocărât în fel și chip și a amenințat că-mi zboară fratele de pe tron ca să-l pună pe Mihail Racoviță, acum se gudura și iar mă lingușa. Da. Dar ce înseamnă 10 pungi? Nimic! Fără un bun povățuitor, Antioh Vodă intră sub puterea altor oameni răi, iuți, mândri, fățarnici, mincinoși, dar care, de fapt, sunt scule viclene ale lui Iordache Ruset. Sunt cei mai bogați boieri din Moldova. Știu, știu, știu. Aci, iată, la vreme vin prietenii mei Cerchez și Ferari Hasan. Foarte mă mândresc că v-am oaspeți. Și noi ne bucurăm că ne ești anfitrion. Dumnealui vine din Moldova? Da, măritea. Cum e pe acolo? Vodă lucrează de sârg ca să plătească birurile și să-și dovedească credința față de sultan. Fiți bineveniți, cinstiți oaspeți, și vă rog să gustați dulceața de chitre și cafeaua. Ciubucele le-a pregătit sluga noastră, Silion. Gazda ne cântă din tambură? Am compus un cântec nou și l-aș cânta cu plăcere, dar Neculce a adus știre că a murit cumnatul nostru Bogdan. Da, și... pare rău. Un pahar de vin într-o pomenire lui, putem închina. Nu, 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 am adus eu vin de huș, trimis de călugării Sadaria. Mulțumesc, mulțumesc. Țara mea e o grădină și o podgorie cum alta mai frumoasă nu-i, dar și mai urgisită. Silioane, vin de la rădășița mea din Silișteni. Bubardac, șerifinize diri. Această cupă cu vin, prieteni, vă închin. Iar eu spun stihuri din Golestan a lui Saadi. În roiță în țari dacă se adună, și elefantul pot ca să-l răpună. Iar furnici unite în furnicare rup chiar pielea leului cel tare. Cu tâlc și ret, dar încântătoare stihuri. Aici, în casa prințului Cantemir, se îmbină cu iscusință gingășia moratică a voastră, a orientalilor, cu rafinamentul nostru al occidentalilor. De aceea eu, adept al reformelor țarului Petru, mă simt așa de bine aici. Vorbiți prietenos și îmi lăudați mult casa. În adevăr, e foarte frumos aici. Totuși mereu tânjesc după țara mea. Îi iubesc câmpiile și dealurile, pădurile și râurile. Munții Moldovei mi se par minune ale naturii. Cel mai înalt dintre ei, Ceahlăul, dacă ar fi intrat în povestirile celor vechi, ar fi azi tot atât de vestit ca Olimpul. Mijlocul lui e acoperit de zăpezi veșnice,
iar vârful n-are pic de nea, fiindcă se înalță deasupra norilor. Drept în vârf are o stâncă, o statuie străveche înfățișând, se spune, o bătrână, Babadochia, cu 20 de mioare în jur. De aceea vă rog mult să-mi ajutați fratele să domnească în pace, să facă arodi această țară, de care noi, cantemireștii, avem mai multă grijă și milă decât alții. De ce tocmai acum ne faci această rugăminte? Simt că pe noi, cantemireștii, iar ne părăsc ruseteștii și parcă ne cam clătinăm. Iertare, Beizade, dar nevoit sunt să-ți spun că Antioh iar e mazul. Cum? Și în locul lui, marele vizir a pus iar pe Mihai Racoviță. Așa de repede? Acum 2 săptămâni nici vorba de asta. Nu se mai poate trăi. E, vezi, comedie. Din nou acest om de nimic hotărăște soarta țării. Și împreună cu Iordache, vistierul ruset, vicleanul cel fără margini. Ce vrea el să facă, făcut este și în Moldova și în Țarigrad. Ne trebuiesc 5 harabale de aur ca să-i doborâm pe rusetești. Și cum n-avem atâția bani, trebuie să îndurăm prigoana. Stăpâne, Scarlatache ruset cere învoire să vă vorbească. Da, bine, bine să intre. Intrați. E, ce zici, domn Mazâl? Frate de domn Mazâl. Zic că voi, rusetești, semănați cu șacalii. Poți să ne asemeni cu orice. Destul că l-am adus pe Antioh aici. Cum? Și l-am închis la 7 turnuri. Când? Chiar azi. Mâine îl dăm pe mâna călăului. Dar ce v-a făcut? A cutezat să-l închidă pe fratele nostru mai mare, pe Iordache. Dar acest Iordache e un mare ticălos. E un ruset! Și nici tu nu mai ai mult de trăit. Brâncoveanul l-a trimis pe Toma Cantacuzino să te răpună. Doamne, doamne, cum mai poate încăpea în inima voastră atâta ură și răutate? Din asta trăim noi. Eu totdeauna m-am bătut pentru înțelegerea între frați, pentru unirea tuturor românilor. Nu, ni mai bine așa, dezbinați. Da. Așa ne păstrăm bogăția și chiar o sporim. Prietene Cerchez, da. Prietene Ferrari Pașa, da. Ajutați-mă să-mi salvez fratele. Da, da. Te ajutăm. Hai la marele vizir. În ciuda intrigilor rusetiștilor, Dimitrie Cantemir a izbutit să scoată fratele din închisoare. Dar iată că într-o zi, pe când se plimba cu Casandra prin bazar, i-au înconjurat 5 gealați și au dus cu deasila într-o casă din Fanar. Ce vreți de la mine? Unde m-ați adus? Ce-i sălbăticia asta? Ești aici, în mâinile noastre. Și nu scap decât dacă juri că nu mai umbli după domnie nici tu, nici fratele tău, Antioh. Scarlatache, nu jur chiar de mă tai bucățele. Așa? Atunci, Toma Cantacuzino, poftește. Poftește și vezi ce facem cu acest încăpățânat. Îl strângem de gât, ori îl vârâm într-un sac și îl aruncăm în mare. Ce să facem? Îl aruncăm în mare. Așa. Atunci rămâi și fă cele de cuvință. Doamne. Eu mă întorc la treburile mele. Vere, Toma, cum poți vorbi așa ca un ucigaș? Tu spiță Cantacuzină. Vară, Casandra, sunt trimis aici să-i dobor pe cantemirești și mai ales pe soțul tău, Dimitrie, cu orice mijloc. Și știu că morții nu se mai răzvrătesc. Cinstite spătare, Toma. Înainte de a împlini mișelnicile planuri cu care zici că ești trimis aici, află gândurile mele despre domnie și despre soarta țărilor române. Căci la asta mă gândesc de vreo 20 de ani. Mai întâi, domnul trebuie să îndepărteze din țară orice amestec străin. Apoi să înlăture de la cârmă boierimea decăzută, hrăpăreață, desfrânată. Și cum face țarul Petru al Rusiei, să ridice boieri noi dintre răzeși, împrospătând mereu sfetnicii și ajutoarele. Mulți din boierii cei vechi gândesc doar cum să înrobească țărănimea. Dacă țăranii ar fi slobozi, ar sluji bine țara. Așa trudesc doar ca vitele pentru boieri. Toată puterea lui Iordache ruset, de pildă,
se întemeiază pe înrobirea țăranilor slobozi și pe urzelile împotriva domniei, ori altor boieri. E cel mai mare mâncător de răzeși, sfădit cu totul cu dreptatea, cu cinstea, cu omenia. Face ce vrea, pârăște mereu sultanului pe cineva și atrage asupra țării numai jaf, omor și groază. Prin Austria, Polonia și Rusia lovesc islamul, iar noi, în loc să ne unim într-o scuturare a jugului, ne sfârșiem între noi. Nu mai merge așa. Voievodul trebuie neapărat să îngenunche mari boieri și să facă din ei sfetnici ascultători, cum spune Monsieur Feriol, că Riga Ludovic a făcut în Franța, sau cum povestește contele Tolstoi că face țarul Petru, care a schimbat cu totul fața Rusiei. Numai în acea țară înflorește bogăția și binele, unde stăpânii arată milă pentru norod. Judecă și ceartă cu dreptate, iar supușii ascultă și slujesc cu dragoste. Ce zici, spătare? Zic că ai dreptate. Atunci de bună seamă că e mai bine să fim prieteni decât să ne urâm. Au, nu suntem frați? Da, români. Traian împăratul ne-a descălecat, ne-a răsădit pe pământul pe care trăim. Și orb este cine nu vede că avem același grai, aceleași obicee, aceeași credință, și noi moldovenii, și voi munteni, și transilvanenii. Am stat în Brașov și, în afară de puțin sași, tot numai români am întâlnit. De la unii auzi lucruri foarte rele despre măria ta, Beizabet Dimitrie. Da, se poate. Și eu, de când mă știu, mă zbat să-mi pac frații. În loc să ne pândim și să ne pârâm, parcă anume ca stăpânii să ne taie capetele mai ușor și să le arunce în Bosfor, n-ar fi mai nimerit să ne amintim că unirea face puterea? Dacă vrei în adevăr împăcare, care sunt cererile? Zic, nimeni să nu mai ațâță zâzania măruntă dintre boierii munteni și moldoveni. Întocmai gândesc și eu. Rudele mele și vodă să ne înapoieze averile, Veretoma, și casele din țara românească. Brâncoveanu să recunoască legiuitul drept al lui Antioch la domnia Moldovei. Atât? Mai sunt și altele, pe care le-aș dezvălui doar într-o întâlnire tainică. Prea bine. Și te încredințez că m-ai cucerit. Te întâlni aici ca o sânditor. Ci mă despart de tine ca prieten, Beizade Dimitrie. În adevăr, așa s-a întâmplat. Dimitrie a știut să facă dintr-un dușman cumplit un prieten bun. Dar sătul de urzel și neașteptate răsturnări, Beizade Dumitrașcu s-a retras din vâltoarea luptelor politice. S-a dăruit științei și învățăturii, scrisului, filozofiei, muzicii, poeziei. A adunat multe documente despre trecutul împărăției otomane. Casa lui a devenit o adevărată academie, în care acum, pe lângă ambasadorul Franței și al Rusiei, se află și prietenul Toma Cantacuzino. E mult mai bine așa, fără urzel și fără ură. Iată, Racoviț a domnit 2 ani amărâți. Na, dar tot sub epitropia lui Iordache Vistierul. Iar vizirul l-a scos și pe dânsul. Adevărat, dar nu mi-i de el, ci de țară. Geme sub poveri tot mai grele. Auzit am că noul domn l-a întemnițat pe Iordache, vistierul ruset. Da? Nu te bucuri? Prea mult mă doare inima pentru cât îndură țara, ca să mă pot bucura că-i pedepsit un ticălos. De multe ori între noi grăim despre scuturarea stăpânirii otomane, conte Tolstoi. Ne ajuți? Făgăduiesc sub jurământ, dar păstrați taina cea mai desăvârșită. Da, da, conte. Și află că marele vizir Baltagi Mehmet pregătește armia să lovească Rusia. Se poate? Așa e. Brâncoveanu a primit poruncă să strângă provizii și să facă poduri peste Dunăre și peste râuri. La fel domnul din Moldova. Îl vestesc de asta pe stăpânul meu. Eu mă străduiesc ca scrie o istorie a românilor, căreia să-i pun în frunte îndemnul unui erou grec. Luptă-te pentru patrie. Vreau să dovedesc că ne tragem din romani și să slăvesc strămoșii care s-au bătut cu dușmanul până la cea din urmă picătură de sânge. Mulți-i dragă țara, cneaz Dimitrie, numai că voi românii sunteți prea puțini. Nu, iertare, conte. Și am spus de multe ori că Transilvania,
este tot românească. Și apoi, acum un mileniu jumătate, Moldova, țara românească și Transilvania alcătuiau o singură țară, Dacia. Vremurile și stăpânii străini au sfâșiat-o în trei. Iar noi asta vrem, să le unim la loc și slobode să le facem. Frumos și nobil gând. Măria ta, cerchez Mehmet. Da, să intre. Să golun. Fii sănătos. Hoș Gheorghiniz, fii binevenit. Tuturor sănătate și voi bună. Bezade Dimitrie, te cheamă în altul padișah. Pe mine? De ce? Nu știu, mergi chiar acum cu mine. O fi vreo pâră, ceva rău? Când e ceva rău, sultanul trimite un călău, nu un pașă. Mă tem de pâră lui Scarlatache. Noi în Istanbul. Ăsta mușcă și în lipsă cum mușcă scorpionul cu coada. Și eu, care mă aflam atunci în Țarigrad, și doamna Casandra, multe spaime ne-am făcut în acea zi de 14 noiembrie 1710, până s-a întors Beyzade Dimitrie din Serai. Mă vedeți? Sultanul însuși m-a numit domn în Moldova. Cum se poate? Da. Când nici nu visam, iată-mă, domn. E mâna lui Cerchez, pașa? Mâna tuturor prietenilor otomani. Știți, acum când pornește războiul împotriva țarului Petru, sultanul are nevoie în Moldova de un om de mare credință, dar care să fie și pe placul țării. Și a socotit că eu aș fi acel domn. Domn, când nici nu-i așteptam. Da. Domn, fără să plătesc mai marilor niciun gologan. Niculce. Da, Maria, da. Neculce aleargă la contele Tolstoi să se ascundă. Alerg, Maria. Casandra, doamna mea, da. Trebuie să-ți spun, deși e mare taină, că vizirul mi-a poruncit ca, îndată ce ajung în Moldova, să-l prind pe Brâncoveanu și să-l trimit aici viu. Cum? M-a ispitit chiar cu domnia țării românești, dacă... Și ce ai să faci? Deocamdată l-am sfătuit pe marele vizir să ceară Brâncoveanului un împrumut de 500 de pungi, până plătește înfăptuind ceea ce am plănuit cu Toma, spătarul Cantacuzino. Ai făcut bine, Dimitrie. Dacă îi mântui viața și ne împlinim gândul nostru cel de taină, e bine, doamnă Casandra. Nu o să fie ușor. Și eu mă cam sperii de gândurile tale tainice. Nu mi-am închipuit, doamna mea, ci mă plec, îți sărut genunchii și te rog, nu șovăi, nu mă părăsi. Tocmai când eram mulțumit cu o viață tihnită, iată m-a aruncat nebunește într-o mare vijelie. Cer ca slobozi țara. Ajută-mă, fii lângă mine, că voi întâlni aprigi împotrivitori, noi am de șovăielnici și puhoi de fricoși. O săptămână cât mai stai aici, arată cea mai mare prietenie tuturor dregătorilor otomani. Dascălul Ieremia, da, să țină însă legătura cu contele Tolstoi, mai ales dacă sultanul îl închide la edicule. Nu-i prea greu pentru o femeie cu trei copii? Pentru o cantacuzină, nu. Și în Moldova? Am poruncit imbrohorului să nu vatăme cu nimic, nici pe Mavrocordat, nici pe vistierul Iordache. Dar cum ai să o cărmuiești cu rusetești în coastă? E, voi vedea. Ce e, Neculce? Contele Tolstoi a fost pus la închisoare. Cum? Îmi pare foarte rău. Deci, dascălul Ieremia, doamnă Casandra, să caute legătura cu dânsul. Când sultanul mi-a pus caftanul pe umeri, parcă m-a acoperit cu un sloi de gheață. Apoi, îndată, l-am simțit pe mine ca o flacără. Da, pornesc de aici ca om de mare încredere, ca să mă schimb în aprig dușman. Așa poruncește țara și legea libertății popoarelor. Dar mai fost oare cineva în istorie în asemenea stare? Poate Mihai Vodă Viteazul și tatăl meu la Viena, când încărca tunurile cu paie. Doamnă Casandra, inima mea, cine o să mă ierte că am jurat strâmb? Țara, Dimitrie, țara și norodul ei. Și cronica. Thank you.
Așa s-a dezlănțuit iureșul cel mare al domniei lui Dimitrie Cantemir. Nu domnie, ci clocot și nedomolită furtună de 240 de zile. Dar în 10 decembrie 1710, cine îl primea în fruntea sfatului de boieri? Să trăiești, Maria! Mult mă bucur că... Bine v-am găsit, boieri! Nu vă așteptați să mă vedeți domn, nu-i așa? Trebuie să-ți spun... Nici eu, vistier Iordache. Nu prea mă așteptam să te văd tot în fruntea dregătorilor. Aga m-a scos din temniță și... Eu i-am poruncit. Să trăiești? Jur! Nu jura nimic, că de vreo 60 de ani tot jurăminte calci. Maria ta! Boieri, n-am venit să cuzuresc și nici să mă căpătuiesc, ci să îndreptăm cele strâmbe, să îndepărtăm cele rele, să scoatem țara la liman. Dar nu boierești boierimea, Maria ta, după datină? Da, chiar acum. Neculae Costin, să fie velnogofăt! Să trăiești, Maria ta! Lupu Costache, velvornic în țara de jos! Prea bine, Maria ta! Antioch Șora Hatman! Să trăiești, Maria ta! Ion Neculce, velspătar! Să trăiești, Maria ta! Dar noi, rusetești? Deocamdată, la hodină! Prea de mult ați strudit asupra țării! Te înconjur de feciori Costinilor și... Vreau să dreg greșelile și să sting vrajba. Vreau să mă port blând cu toți, mai ales cu norodul. Așa că stai liniștit, bivel vistiere Iordache Ruset. Nu trimite scrisori lui Scarlatache să mă pârască marelui vizir. Că ia ca în loc să fiu unecat în Bosfor, cum ai dorit, urcat am în scaunul domniei. O să te pârască alții. Noi, cantemirești, ne-am împăcat cu Brâncoveanu și cu Cantacuzinii. Boieri, bucuros, cu inima deschisă, primesc orice sfat bun. Dar de hotărât, numai eu hotărăsc. Vara a fost secetoasă, iar acum o molimă necursătoare seceră turmele de vite. Nu mai birui oamenii nici să le despoaie, nici să le îngroape. Dările sunt multe și grele. Le scad pe toate, logofete Neculai Costin. Să trăiești, Maria. Darea pe stupi o desfințez. Bine, Maria, bine. Mănăstirile Trazlău, Probota și Bistrița, cele mai înzestrate, precum știți, le scot de sub închinarea către Patriarhia Ierusalimului. Să mai rămână bogăția și la noi în țară, Maria. Ce va zice Patriarhul? Nu-mi pasă. Rogu-vă, dați știre să se întoarcă la casele lor toți boierii și capitanii pribegi. Da, bine, Maria. Faci oaste? Da. Câți lefegii putem strânge, Neculce? Vreo 4-5 steaguri, Maria. Să-i strângem cât mai repede. Am vrea să știm noi cu cine mergem, cu țarul ori cu sultanul. Hatmane, întreabă-ți cugetul și ai să afli răspuns drept. Gata. Mulțumesc, boieri. La treabă, rămân Neculce și Costin. Să vorbim despre casa unde va să-mi găzduiesc doamna și coconii. Așa. Suntem de-o seamă, nu? Eu cu câțiva ani mai mare. Vreau să fim buni prieteni. Jurați când veți fi de credință și că nu veți dezvălui nimica din ce hotărâm între noi. Jurăm. Ne purtăm așa fel încât sultanul să creadă că îi suntem cele mai credincioase slugi. Ajutor dăm pașii la Tighina, strângem provizii pentru armia sultanului, ne silim cât putem să-l prindem pe Brâncoveanu, îl înștiințăm pe sultan despre tot ce face țarul Petru și mai ales trimitem știrile înaintea oricui. Maria ta, cum vom putea? În taină, logofete Costin, pleci la Târgoviște și îi spui lui Brâncoveanu că marele vizir mi-a poruncit să-l prind și să-l trimit legat la Istanbul. Maria ta, mă uluiești și pe mine. Îi spui că n-am să o fac pentru nimic în lume. Bine, Maria ta. Silioane, prietene, vino mai aproape. Da, Maria ta. Zilele acestea petreci. Bei, te-mbeți, cânți, faci tărăboi prin Iași... Maria, stai, 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 stai.
pălmuiești un călugăr și, beat fiind, cerci a sparge ușa la mănăstirea Golia. Măria ta, dar eu sunt... Știu, știu, om cu minte. Iar eu, eu te pun la închisoare. Știe tot Iașul că ai căpiat și că te-am osândit să stai într-o chilie la mănăstire în munte. Măria. În vremea asta, pleci sol de mare taină la țarul Petru. Până atunci, îți pregătesc hârtiile și îndreptările. Atunci, ca să o fac și mai bine pe nebunul, să nu pun picătură de vin în gură, să nu... Silioane, Silioane, ai înțeles ce vreau? De mult, măria ta. Din Constantinopol, când te știam la sfat de taină, cu Toma Cantacuzino și cu contele Tolstoi în casa măriei tale. Casa mea din Istanbul. Cum or să mi-o mai jefuiască tâlharii și cărțile, cum or să mi le ardă. Ai țara în schimb, măria ta. Așa ai zice, Hafiz tihuitorul. Mi-ai atins doar inima ușor și s-a sfărâmat în mii de inimi. O, cu mii de inimi mă înfior, dar mi te iubesc cu mii de inimi. Pentru cea pe care o iubesc cu mii de inimi, cerc să urlu acum cu lupii. Așa am intrat în acel război greu într-o dobândirea slobozeniei de sub stăpânirea sultanului. Prin dascălul Ieremia, Dumitrașcu cu Vodă a izbutit să vâre și să scoată scrisori pentru contele Tolstoi, întemnițat la 7 turnuri. Cu acest fel de credință și slujbă, dobândi o mare cinste, încredere și dragoste la țarul Petru. În același timp însă, îl înștiințam pe sultan despre unele lucruri, fără a cășuna vreun rău armatei țarului. Ne sileam mai ales ca știrile să ajungă în serai înaintea celor trimise de Pașa Tighinei. Așa, Dumitrașcu Vodă își făcea nume bun la două mari împărății aflate în război de la sfârșitul anului 1710. În toată iarna și primăvara aceea, eu, ca mare hatman, m-am străduit pentru oaste, iar măria sa pentru buna rânduire a țării și legătura cu țarul Petru și cu marele vizir. Căci, precum înțelegeți, amândoi veneau cu armatele spre Moldova, unul de la miază zi, altul de la miază noapte. Înfruntarea cea mare se apropia. Într-o clipă de hodină, în acea primăvară, Dimitrie Vodă și doamna Casandra se plimbau prin grădină. Știi, doamna mea, că o parte din boieri mă părăsc foarte rău țarului Petru. Zic că sunt mai rău ca un turc. Asta e bine, nu? Da, da, e bine. Silion l-a văzut pe țar și l-a convins să-i scărească tratatul așa cum l-am ticluit eu. Oastea mea va să se alăture armatei ruse îndată ce intrava în țară. Domnia să fie încredințată pe veci familiei Cantemir. Puterea să fie numai a domnului. Iar boierii datori să asculte fără cârtire. Țara să aibă hotarul ei firesc din vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș. În semn de prietenie, țarul mi-a trimis 5 blând de sobol și un medalion cu chipul lui incrustat în diamante. Toma Cantacuzino se străduie să-l aducă pe Brâncoveanu Vodă alături de noi. Vom izbândi? De n-aș nădăjdui, n-aș porni. Dar știu că e greu, foarte greu, mărită doamnă. Ce se aude? Maria ta! Da! Balagii și neguțătorii turci fac tărăboi. Cer să te alături oștirii marelui vizir, să nu mai întârzi. Vătaful de aproz se cer să-i liniști cu vorba. Să le spună că vornicul Lupu Costache stă cu proviziile, gata, în Valea Siretului, să le înfățișeze la poruncă. Iar la noapte, pe câte unul să-i întemnițeze. Prea bine, Maria ta! Casandra! Da! Răspândesc știrea că pornesc împotriva armatei țarului și ne mutăm la cetățuia. Totodată dobor ceata Agăi despre care aflu că vine cu mazilirea. Te-a părât iar Iordache Ruset? Da, șacalul bătrân a mai avut un dinte otrăvit împotrivă. Cum vom ieși din toate astea? Cu spada, de acum numai cu spada. Vigelio, ce mult îmi ești drag. Mă repet, furtună, se deschid porțile slobozenii pentru țara asta.
totul a intrat într-o adevărată vijelie. Un corp de armată, 10.000 de soldați, a poposit la Țuțora. O parte dintre boierii cei mari, prieteni cu rusetești, ne-au părăsit. În schimb, țăranii și orășenii se ridicară la luptă cu sutele, cu miile, înarmându-se fiecare cu ce putea. Și iată-ne în sala gotică din Cetățuia, pregătind cele trebuitoare câmpului de bătaie. Neculce, nu mai spune Măriei sale că Antioh s-a hainit și l-a părât sultanului. Cruță-l. Cum poruncești, doamnă? Deocamdată țara se ridică toată împotriva stăpânirii otomane și asta e foarte bine. Mă plec în fața Măriei tale, înaltă doamnă, și a domniei tale, Berhahmar. Care ți-i dorința, maică, Daria? Am însoțit acești bărbați care vor spune Măriei sale că răzeșii din Siliștea, Costișa, Verheci, Huși, Fălciu, tineri și vârstnici vin să lupte. Da, vrem să ne batem pentru țară. Toți vrem într-un gând. Dimitrie Vodă are grijă de noi, de norod. Rău ne pare că ne-au uscat și să cătuiți feceta. Pe la noi a mai dat și pacos de lăgustelor. Știm, răzeșilor. Oricum vă mulțumesc că ați venit la oaste. Să fie cu izbândă, să fie cu izbândă. Noi călugărițele din mănăstirea Galata venim să oblojim rănile oștenilor. Am pregătit feșe și scamă. E rândul meu să mulțumesc. Plecăciune, mărită doamnă! Să trăiești, Harmane, Riculce! Să trăiești, Harmane! Și să ne duci la biruință! Așa să fie! Ești din Silișteni? Da, și am fost la inima Măriei sale. Acum 18 ani. Și cât ai fi vie, nu-l uit. Mă plec cu smerenie, mărită doamnă. Cu bine, măicuță. Acum o săptămână s-a înfățișat cu un tânăr, Dimitrie, feciorul ei. M-a încredințat că, deși e foarte tânăr, e bun oștean și m-a rugat ca în luptă să-l așez în preajma Măriei sale. Ia că vine Măria sa și boierii pentru sfat. Cinstiți dregători, o parte din oastea țarului Petru se apropie de Prut. Și noi ce facem? Ceea ce ne poruncește cugetul și legea. Încă din aprilie am tocmit o învoială cu țarul Petru. Ne ajută cu oaste să ne dezbatem de sub stăpânirea sultanului. Bine ai făcut, Maria ta! Foarte bine, Maria ta! Să trăiești! Bine ai făcut! Să trăiești, Maria! Noi ne temeam că te-ai duce la marele vizir și ne gândeam să te părăsim și să-l primim pe țarul Petru. Deci am știut să păstrez taina și nu v-am înșelat gândurile. Dacă e așa, fiți alături de mine, că eu numai cu izd gând am primit domnia. Să fac țara slobodă iară. Fiți lângă mine cu toată inima și cu toată puterea. Suntem Maria ta! Cine ai așteptat să vezi întâi cum merge războiul? Te-ai pripit, Maria ta, și ne arunci în prăpastie. Tot horțiș, bivel vistiere! Nechipzuința te va pierde. Chipzuiesc de mult, vistiere, de când eram zălog în Țarigrad. De când am văzut în bătălia de la Zenta că puterea sultanului a început să scadă. Și apoi un adevărat domn merge cu țara. Așa e, Maria ta. Retrăiești, Maria. De când mă știu, propovăduiesc împăcarea între frați și scuturarea jugului otoman. A venit vremea să făptuim aizgând cu spada, că altcum nu se poate câștiga slobozenia țării. Așa e, Maria. Și nu cred că o să mă părăsiți. O să mă lăsați singur! A ce-mi trebuie slobozenie dacă îmi pierd moșiile? Numai Neculce a rostuit nenorocirea asta! Crești până pastă ca un pătimaș? Or ca unul care nu înțelege nimic din vrerea norodului și a celor mai buni dintre boieri. Nu vezi, vistiere, Iordache, că toată țara e bucuroasă moscalilor! Brâncoveanu însuși a gătit 30.000 de oaste! Da! A făcut tabără la Urlați! Iar prietenul meu, Toma Cantacuzino Spătarul, cu o ceată bună atacă Brăila. Și nouă ne vin oșteni din toate părțile, Măria ta. Sute și mii vin și se înscriu la steaguri. Se adună nu numai slujitorii, ci și ciobotarii, croitorii, plănari, cășmarii. Se strâng mai ales mulți sărani și răzești. Vin cu steaguri și cu arme câte pot făuri ori aduna. Slugile lasă pe boieri, argații își părăsesc stăpânii și se adună la oaste. Adunătură de golani și sărăntoci. Dar ce faci cu ei? De unde arme? Mulți își fac surițe pârlite și cu fier la vârf. Alții vin cu topoare și coase. Dacă avem răgați două luni,
Îi armăm și îi deprindem să lupte ca în armata lui Ștefan cel Mare. Înțelegi, bivelvistiere, de ce zorim? Țara-i cu noi! Țara, clocotind de mânie, ne poruncește să o apărăm cu spada și cu viața noastră! Țarul Petru este un om voinic, mai înalt ca toți, iar nu gros, ci subțirate, când se rotund la față, smead, oacheș, cam aruncă din cap câteodată fluturând. Nu umblă cu mărire și fală ca alți monarhi, ci adesea în haine obișnuite, însoțit doar de 2-3 slujitori. Așa a intrat și în Iași și, fiind colbăit de drum, s-a dus de-a dreptul la Fedeleu și la un băiat băieșe cum s-au priceput, ca pe un vericine. Dumitrașcu Vodă se afla în tabără pentru treburi ostășești când a aflat că țarul se afla în oraș. Noroc că, înștiințată de Neculae Costin Vellogofătul, doamna Casandra a ieșit cu coconii înaintea țarinei și a întâmpinat-o precum se cuvine a fi întâmpinată o împărăteasă. Pe țar, Dumitrașcu Vodă l-a întâlnit pe uliță. Privea la prăvălii și la biserici. El e țarul, măria ta. Iertare, mărite, doamne! Ți-am pregătit cea mai aleasă primire, dar... Nu-mi plac primirele prea bine pregătite. Fug de ele. Vino să te îmbrățișezi, prietene. Măria ta. Te-ai hotărât, deci, Cneaz Dimitrie? Mergi cu mine, nu? Da, măria ta. Tratatul trimis prin slujitorul meu. L-am iscălit așa cum l-ai alcătuit. Știu. Pășind alături de înălțimea ta, mi-a miscălit hrisovul slavei în veșnicie, oralosându-i sub satâr. Atunci, Iașul și toată Moldova a trăit câteva zile de mare bucurie. Mai ales le-a plăcut românilor parada ostășească, iar nouă boierilor și slujitorilor, masa de la corturi, unde am mâncat ca la praznic. Ne-a cinstit bine și ne-a închinat însuși țarul cu vin de-a lui de la franțuși, foarte tare și bun. Îndată după asta am plecat pe câmp de bătălie, că armia otomană zorea mereu să ajungă la Iași. Cumplită căldura. Toate fântânile au secat, iar setea îmi arde măruntaiele. Am dat peste un stol de lăcuste gata să mă acopere și să mă sufoce. Am călcat prin ele ca printr-un namol puturos. Oștenii aleargă nebuniți după o cofă de apă, iar caii cad și mor de sete, parcă i-ar pocni cineva cu leuca în cap. Vine măria sa. Uite măria sa. Prieteni, prieteni, e greu. Oastea țarului nu s-a adunat toată. E răspândită încă prin Ucraina și Podolia. Iar marele vizir grăbește spre miază noapte să dea bătălia înainte de a ne putea noi aduna și găti de luptă, cum se cuvine. Afară de asta, brâncoveanu șovăie. Ca de obicei, vrea să se strecoare printre furtuni. Ce facem? Ce facem, Maria? Ce facem, Maria? Mai rău decât ne-a fost, nu ne poate fi. Țarul vrea să dea îndărăt. L-am sfătuit și l-am rugat să dăm bătălia, chiar dacă suntem mult mai puțini decât turcii. La Zenta m-am încredințat că Eugeniu de Savoia nu avea mai mulți. În fața musulmanilor, cine cutează și stăruie, acela cucerește victoria. Măria ta! Da! Măria ta! Lupul Costache a trimis știre că e bolnav și s-a închis în mănăstirea Bursuci. Și proviziile, hrana, armele! Păi le ține acolo, închise! Trădează! Da! Să-l aduc aici viu ori mort! Am înțeles, mă. Pleava se duce în vânt. Ci mulți români s-au alăturat armate rusești pornită spre Brăila. Norodul e cu noi. E, dacă noi, ocârmuitorii, n-am șovăi. Știre de la Thomas, pătarul Cantacuzino. Rușii au eliberat Brăila. A fost război mare și crunt. Așa? Foarte bine. Dovadă că-i putem birui pe dușmani. Mă duc să lupt la generalul Ianus, la avangardă, în fruntea 2000 de oștenei mei. Silvane, da, Marieta. Mă însoțești. Hatmane, da, Marieta. Ai grijă de ceilalți. Și dacă se întâmplă, salvează-mi familia. Da, Marieta.
Ah, seceta și setea, întocmai ca la Zenta, dar și Prutul și alte râuri mai au smârcuri destule. Așa, în acele zile de zăpușală și năpastă, am ajuns la Stănilești. Acolo ne-am întâlnit cu o parte din oastea țarului Petru. Mulți dintre oștenii erau osteniți de drumul lung, străbătut până aici, erau istoviți de căldură și bolnavi din pricina setei. În schimb, armia otomană de 5-6 ori mai numeroasă silea spre miază noapte să dea bătălie înainte ca țarul să-și fie adunat toată oastea pe câmpul de bătaie. Spre nenorocul și marea noastră durere s-a întâmplat așa cum au vrut potrivnicii. Țarul nevoit a fost să încheie pace înainte de a da cu adevărat o bătălie. Acolo, în fruntea oastei, Dimitrie Cantemir a luptat cu multă îndrăzneală și îndrăgire. Voia mai degrabă să piară în bătălie decât să îndure rușinea unei înfrângeri. Cu greu l-am scos din luptă, dintr-o luptă zădarnică, fără sorți de izbândă. De la Stănilești, cu mult amar în inimă, ne-am tras spre Iași. Ienicierii și spahii ne urmăreau îndeaproape. Pe drum, drumitași cu vodă, mi-a vorbit cu jale despre înfrângere și despre întâlnirile cu cerchezi în casele lor din Istanbul. A fost o prietenie mare, frumoasă, care a trebuit să se frângă pentru un mare gând, libertatea țării. Am găsit-o pe doamna Casandra și Coconi în cetățuia, în amară durere, gata să pornească pe calea pribegiei. Am încărcat tot ce mi-ai spus. Mulțumesc, doamna mea. Și mă doare nespus că ți-am pricinuit asta mare nenorocire și rușine. De ce spui așa? Că nu mai pot decât să jelui și să plâng ca o muiere. După țara pe care n-am știut, n-am fost vrednic să o apăr ca un bărbat. Ai săvârșit minunea încercării. Mi-ai spus de mult că de la Mihai Vodă nimeni n-a cutezat să mă ridice spada. Maria ta, ai cutezat. Iar cei care îndrăznesc se înalță în fața norodului ca niște munți tari și nu-i clintește nici furtuna, nici viforul cel mai vrășmaș, nici înfrângerea cea mai amară. Iar dacă spada s-a frânt, Dimitrie, ia pana iară. Doamna Casandra, are dreptate, Maria ta. Să urmăm lupta cu pana. S-o iau iar de la capăt. Să urc iar bolovanul cel mare al slobozeniei românilor. Da, scriind despre libertate, ascuți paloșele și le ungi să nu mai ruginească. Să mai nădăjduiesc? Cum ar zice Miron Costin? Biruit au gândul. Să ne ridicăm, deci, și să plecăm. Din copilărie și din tinerețe în tot felul m-am jucat cu furtuna și cu lupta m-am deprins. Iar nici urgiile cu nimic nu m-au cruțat și nici eu n-am lăsat să mă cruțe. Să răbdăm, deci, până om putea trage spada iară. Daria, feciorul tău a căzut ca un viteaz apărându-mi viața. Am aflat, Maria ta. Și o să-i stropesc mormântul cu lacrimi, că am rămas fără sprijin la bătrânețe. Și dacă a murit pentru țară, slăvit să fie în veci. Să coborâm scara, că ne așteaptă slujitorii. Cu bine. Rămâi cu bine, maică Daria. Mergi sănătos, Maria ta. Și să nu uiți că ia că eu în genunchi și sărut lespezile pe care au călcat pașii tăi și pământul în care s-a scurs sângele fiului meu. Ați ascultat piesa de teatru Dimitrie Cantemir de Dumitru Almaș. Distribuția a fost următoarea. Dimitrie Cantemir, Val Sândulescu. Casandra, soția sa, Simona Bondoc.
Ion Neculce, Emil Liptac, Toma Cantacuzino, George Demetru, Țarul Petru, Aurel Rogalski, Lev Tolstoi, Matei Alexandru, Feriol, ambasadorul Franței, Matei Gheorghiu, Maica Daria, Teli Barbu, Iordache, Nebotez Lucian, Cerchez, Jean Reder, Costin, Negrigore Balănescu, Manga, Alexandru Azoiței. În alte roluri, Mihai Stoienescu, Victor Marinescu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Florin Roiu și Paul Nadolski. Regia artistică, Paul Stratilat.